exact barajul acumulării are o gorila de fund și descărcători de ape mari sunt acoperite cu molos. Deci, practic, ele nu mai pot fi descărcate. Apa, volumul de apă acumulat la acea acel baraj, nu mai poate fi gorit. Deci, starea tehnică a barajului este necorespunzătoare, eroziunea taluzului la munte. Taluzul la afară este acoperit cu dale și cu restul din materialele construcții. Mai vreau să mă mai rețin faptul că această acumulare a fost deținută sau a fost administrată de o persoană fizică din comună, dar în acest moment acumularea este abandonată. Riscul la momentul actual, barajul fiind cu apă, riscă să se rupă și să afecteze acumulările de la vară, plus localitatea, localitatea cea mai apropiată fiind localitatea Costești. Având în vedere ce reprezentat, propun